Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru darul ce-am primit. Îți mulțumim, îți mulțumim. Un suflet mic de copilaș pe care, Doamne, ni l-ai dat. Sângele tău m-a curățit.
Uitați ce spune 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 22. Robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Puteți simți în dimineața aceasta. Cum te simți în vremea aceasta? Că l-ai ales pe Dumnezeu. Că ai ales să fii biserică în dimineața aceasta. Că ai ales biserica aceasta. Ești un om slobot. Glorie lui. Spuneam la fratele Călin, mă simt liber. Mi-am rezolvat problemele ce le-am avut. Sunt un om care de dimineață mi-am plec genunchii lui Dumnezeu și mă urmez ziua de astăzi. Și mai am un motiv să mă bucur și să ne bucurăm în dimineața aceasta, că Dumnezeu încă l-a trimis pe fratele Dumnezeu. Slăviți-ne Domnul Iisus Hristos. De ce să nu ne bucurăm? De ce să fim mereu nemulțumiți? De ce să nu lăudăm pe Dumnezeu oare? Căci robul Domnul, chemat în Domnul, este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobot care a fost chemat este un rob al lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Noi ne-am dezrobit din lumea aceasta. Nu mai suntem robi. Ai păcatul lui. Și uitați ce spune versetul 23. Voi ați fost cumpărați cu un preț. De aceea îmi place cântarea aceasta, sângele tău. Pentru că cu sângele Domnului Iisus Hristos am fost cumpărați. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți rob ai oamenilor, slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului Iisus. Fiecare, fraților, și să nu uitați lucrul acesta, să nu uităm lucrul acesta, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat, slăviți și binecuvântați. Dar ce zi minunat a fost când am ales să slujim pe Dumnezeu. Dar trebuie să rămânem acolo. Trebuie ca mintea noastră să rămână acolo. Inima noastră trebuie să rămână legată de Dumnezeu ca în prima zi când am ales să slujim pe Dumnezeu. Amin. Și păcatul, și lumea, și ispita, și oamenii care vor numai să ne facă rău, să nu ne afecteze pe noi, că n-au cum. Pentru că noi Dumnezeu a pus ceva. Dumnezeu a investit ceva în mine. Dar nu numai în mine, ci și în voi slăviți și binecuvântați să fie Dumnezeu. Și l-a pus pe Duhul Sfânt, care se odihnește în sufletele noastre. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ce face? Ne cercetează. Și ne minunăm de bunătatea lui Dumnezeu. Și ne minunăm zi de zi de dragostea care ne poartă. Slăviți și binecuvântați pe Domnul. Și ne prelucrează inima. Și le alegem pe Dumnezeu și slujim în fiecare zi cu bucurie. De aia, eu aseară spuneam că abia aștept să fiu în casa lui Dumnezeu. Acum dimineață. Și așa trebuie să fie. Să nu uitați lucrul acesta. Fiecare dreptul lui. Trebuie să ai dorința, dragostea, să vii la casa lui Dumnezeu. De ce? Ce am citit? Că aici sunt oameni care ne sfătuiesc. Și aici avem ocazia să ne învățăm. Așa e? De aceea trebuie să ne deschidem inima, să ne rugăm unii pentru alții, pentru cei ce cântă, pentru cei ce predică și toți să ne bucurăm. Și de aici când plecăm, să plecăm în dragostea lui Dumnezeu, să slăvim și bine. Și să nu uităm niciodată. Că aici nu este unul mai mare, unul mai mic, unul mai nu. Pentru că să ne ferească Dumnezeu. Că eu am stat și m-am gândit că de fiecare dată, în momentul când Dumnezeu ne-a promis că vrea să lucreze, dar nu uita Dumnezeu, prin predicator, prin cuvânt profetic, prin toate lucrurile, ne-a spus să avem grijă la Duhul de mândrie. Și s-ar putea să vină, nu? Dar noi ne vom ruga pentru lucrul acesta ca Dumnezeu să ne dea putere să ne vedem acolo unde Dumnezeu ne-a ajutat. Fratele Petre pregătea și o cântare, apoi și oratare, Domnul s-o binecuvânteze, apoi și fratele Ion, Domnul să-l binecuvânteze o cântare. După aceste trei cântări, vrem să ne apropiem și de un timp de rugăciune.
așteptat de Domnul în tine, Doamne, să cânte biserica mea.
versetul 16. Un cuvânt atât de minunat. Spune cuvântul Domnului și chiar Domnul Iisus Hristos spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână. Pentru că orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Dumnezeu a spus, orice vom cere, în numele lui Iisus Hristos, El ne va da. Binecuvântat să fie Domnul. Thank you.
Bye.
dacă ne-am ajungat la acest loc, nu mai trebuie să ne uităm înapoi. Trebuie să mergem înainte. Amin, Doamne ajută Iisus, de putere. Și eu n-ar vrea să fiu lung în vorbire, pentru că este putere. Puterea lui Dumnezeu și-o arătat-o față de noi pentru căci. Noi ne-am făcut planul de ale noastre pe care noi le avem plan. Zice cuvântul Domnului că planurile noastre nu sunt planurile și gândurile, noi nu sunt gândurile noastre, dar vedem că în această dimineață Dumnezeu ne-a ridicat din acest cupat. Ne-a dus în acest loc. Aici avem ocazia să ne bucurăm, să ne spunem comorile noastre, dorințele noastre, necazurile noastre, bolile noastre și El ne va asculta. Amin. Și în această zi, Dumnezeu a pregătit în această Evanghelie un verset. Și versetul este din 3:6. Zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lui, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin. Cei ce vor crede în Cuvântul lui Dumnezeu, nu vor periși, vor avea viață veșnică. Amin. Sigur că ci stau un pic mai rău, pentru că de la cicostatii și de acelea, încă am odor picioarele și încep să tremur căci sunt tari. Și noaptea mă cam strâng și am vrea să mergem înainte lui Dumnezeu ca să ne ridicăm picioarele și... Cât de viață ai trecut,
Ceea ce se manifestă în biserică, cântările, predicile și așa mai departe.
Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult, frate. Pentru că atunci Dumnezeu lucra cu mare putere. Dumnezeu și acum lucrează cu mare putere, frate. Numai noi trebuie să credem pe Dumnezeu la valoarea Lui. Și când am intrat acum în biserică și frații au predicat despre binecuvântarea asta, fratele Emil avea tot timpul ca să citească din Marcul 10 cu 13 pentru copilaș. Mi-a plăcut foarte mult. Eu nu știu, eu n-am fost întors la Dumnezeu. Dar dacă când mă ducea la binecuvântare și dacă fratele Emil mă refuza, oare eu mai mă pocăiam? Nu mai mă pocăiam. Și pentru ce? Pentru că zicea, uite, oamenii ăștia străini nu trebuie să facă nici binecuvântare. Și nu mai mă pocăiam, frații. Ei, dar mi-au arătat o dragoste. Am simțit altă dragoste de ceea ce vedem eu în realitate. Vedem împrejurul pe care eram cumprins de dragoste, de bărbătare. Vedem că mă sună oamenii, vorbeam cu ei, mergeam la biserică. Era altă colaborare de ceea ce eu aveam în lume. Pentru că vreau să spun ceva, eu eram mai mult o plecare. Eu eram, mergeam, aveam un business, știți voi. Mergem câte o săptămână, două, trei, o lună, de zile nu vineam acasă. Eu avem altă lume, trăiem în altă lume. Și asta e referitor la Florinaș, pentru că el merge și la lucru. El are multele lucruri pe care se întâmplă. Și vreau să spun ceva, că Dumnezeu mie mi-a făcut o cercetare. Și am venit acasă. Era binecuvântare. Și spuneam la soția, nu vezi că e lucrurile altfel, ceea ce se întâmplă în biserică? Tu nu vezi că Dumnezeu poate pe mâine chiar. Și nu că poate, că Dumnezeu le-a făcut chemare din primul lucru, când am intrat în casa lui Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu lucra prima dată la inima soției mele. El s-a botezat de Paște. O venit la mine într-o dimineață, eu tot timpul o trimiteam să bea țigă, una și alta. Așa era lumea atunci. O zis că mine, bă, tot timpul la mine trebuie să mă trimiți. Nu știa, eram în cunoștință, frații mei, nu eram în cunoștință de ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze. Știți pentru ce vorbesc lucrul acesta? Nu vreau să vorbesc ceva ce nu înțelegeți voi. Vreau să vorbesc pe înțelesul vostru, pentru că sunteți aici foarte mulți tineri, foarte mulți care nu aveți botez, care încă nu l-ați primit pe Dumnezeu. Și mai mult vreau să le vorbesc tinerilor acestea care Dumnezeu le-a pus pe inimă, le-a pus dragostea asta. Ca să vină în casa Domnului. Și vreau să spun că soția mea de Paște a făcut legământ. Ei, în momentul când a făcut soția legământ, era o bucurie. Dar în inima mea nu a fost bucurie că ea să botează. Păcat asta? Pentru că eu știu că am restricții. În momentul ei ce s-a botezat, eu știu că nu mai mă pot duce cu ăștia, nu mai mă pot duce cu ăștia, nu mai mă pot duce cu ăștia. Pentru că asta a fost situația în vremea aia. Ei, dar din contră, fiți atenți, Satana tot nu stă de păstrăție. Satana a venit cu putere ca să distrugă, ca să se îndepărtează, pentru că Dumnezeu avea un plan referitor cu mine. Asta vreau să spun. Că Dumnezeu când are un plan referitor cu tine, ca să fii în casa Domnului, ca să te pună Dumnezeu în biserică, ca să fii un exemplu pentru societate, Dumnezeu știi ce face? Luptă pentru tine, lupta să fie Domnul. Și așa este. Ei, în momentul de față, eu tot mă certam cu soția. Dar pe orice. Frații mei, pe orice. Poate nu-mi puneam privit așa, nu-mi plăcea. Poate îmi făcea aia, nu-mi plăcea. Deci tot timpul aveam dificultăți. Poate, cred că și-i plăcea când mergeam de acasă. Să nu fiu în casă cu el. Vă dați seama ce-o făcut? Într-o seară n-am avut somn toată noaptea. Vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a arătat tot ce se va întâmpla acum. Mi-a arătat lucrarea lui Dumnezeu. Frații mei, când Duhul Sfânt vrea să lucreze, Dumnezeu are putere. Mi-a arătat toată lucrarea. Mi-a arătat cum o să mă duc în adunare, cum o să cânt, cum o să predic, cum o să fiu cu popor, cum să fac boteze. Pentru că Duhul Sfânt m-a învățat toate, frații mei. Pentru că eu n-am nicio școală. Eu nu știu, n-am știu nici să citesc. N-am știu nici o literă. Vă dați seama, un om fără nimic, ca să te învață tu Sfânt, să-ți arete tu Sfânt, în vis de noapte tot ce vei face, e lucrarea lui Dumnezeu, nu-mi da să fie Dumnezeu. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, când Dumnezeu
acum să vin până la biserică. M-am dus la biserică. Trei întrebări mi-au pus. O să zic, uite, am să te botez când vrei tu, dar astăzi nu. Pentru că apa e foarte tulbure. Și tu când, în momentul când o să intri în apă, îți dai seama, o să ieși murdar, o să ieși tot cu cioche, tot, zice, lăpușii foarte mari acum. Era Ierusalim. Deci, cum să te vrei, apa de soare. E cald, e frumos. O zis, dar vrei să te botez, da, din toată lumea. În momentul ăla, o zis, da, zice, ești un om hotărât ca să te botezi și te botezi. Lăudați să fie Domnul. Asta vreau să aduc în evidență că Dumnezeu are putere, frații. Dumnezeu are putere, știți pentru ce? Pentru că Dumnezeu schimbă inimi. La cuvântul lui Dumnezeu și ce s-a făcut pentru predicat cu mare putere, mulțime, la cuvântul lui Dumnezeu s-a întors la Dumnezeu 3000 de suflete. Ascultați-mă ce vă spun. Vreau să spun, dacă tu ai adus copiii la binecuvântare, e un dar din partea lui Dumnezeu. E un dar din partea lui Dumnezeu. Pentru că dacă îi spun fetițe, și vreau să îi spun niște întrebări. Fetiță, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? De acum să-i tăpărnești. Fetița nu răspunde. Botezele se face pe mărturia a unei cuget curat. Mărturisire prin gura se face botez. Frații vor cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste fetiță și binecuvântarea lui Dumnezeu. O dă Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu are putere prin frați să dea binecuvântare. Lăudați să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aron și fiilor lor. Dumnezeu ne-a dat această poruncă, frații mei, ca să facem toate lucrurile după rânduiala lui Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. În Marcu 10 cu 13 spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Cum să oprim noi? Pentru că sunt niște suflete nevinovate în care Dumnezeu i-a binecuvântat pântecul. Îmi spune Psalmul 129. I-a binecuvântat pântecul. Și Dumnezeu când dă binecuvântare, frații mei, asta e cea mai mare binecuvântare. Că te binecuvântează Dumnezeu financiar. Și asta e un dar din partea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te binecuvântează ca și tu să fii o binecuvântare pentru altul. Tu ce crezi că Dumnezeu te binecuvântează să ai numai tu și apoi te încadrezi? Vezi suflete și mănâncă. Dacă crezi că binecuvântarea este numai pentru tine, vezi suflete și mănâncă. Dar nu uita, nebunule, că-ți iau Duhul de viață. La cine rămâne tot ce ai strâns tu? Tot ce ai agonisit? Pentru ce te-ai trudit? Pentru ce chinui, suferi? Vreau să spun că până nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, stătea numai în chirie. Era foarte greu. Era foarte greu, frații mei. Pentru că nu l-am avut pe Dumnezeu. Aveam niște băluți. Mergem și băiem cu prietenii pe care i-am avea. Mergem să stăm în barul. Și îi peiem banii ăia. Și pe când vineam acasă, n-aveam nici ce să mănânc. N-aveam mâncare. Și spuneam la femeie, pune-mi să mănânc. De ce să spun? Că n-ai adus niciun ban. Din ce să spun? Și eu, tot eu eram mai tare în gură. Cum așa? Cum? Frații mei, că nu l-ai pe Dumnezeu, nimic nu ai. Ascultați-mă, până nu l-ai pe Dumnezeu în viața ta, în corpul tău, în familia ta, nimic nu l-ai. Pentru că Dumnezeu dă ploaia binecuvântării. Acum și peste cei răi, și peste cei buni. Pentru că este Dumnezeu. Peste cei buni dă binecuvântare, ca tu să fii o binecuvântare pentru altul. Iar pentru cei răi, dă binecuvântare, ca să nu zică că nu l-o binecuvântat. Lăudat să fie Domnul. Pentru că asta face Dumnezeu, frații mei. Iar tu când au venit ucenicii, au venit mamele cu copii, să aducă pentru binecuvântare. Și ce s-a întâmplat? Ucenicii au certat pe cei ce i-au duceau. Adică ucenicii le-au certat. Iisus văzând lucrul acesta ce a spus? Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Auzi? Nu-i opriți. Căci împărăția lui Dumnezeu este acelor la ca ei. Adică împărăția lui Dumnezeu este ca și un copilaș. La mânie să fii ca și un copilaș. Chiar dacă te supie. Dar să nu păcătuiești. Chiar
suferi cu un frate. Chiar dacă te întristează un frate. Dar să n-apună soarele pe stămânia voastră. Să merg la fratele tău, să-și cer iertare, lăudat să fie Domnul. Pentru că asta face dragostea, frații mei. Și ce spune? Dragostea, spunea fratele Sami, să rămânem, în ceea ce-o citi, să rămânem unde? În dragostea pe care am primit-o. La început, cum am primit noi dragostea? Cum am fost noi la început? Poate nu stăteam acasă două ore, că mergeam tot la rugăciune. Tot la rugăciune. Că mi-e foarte mult, mi-a plăcut rugăciunea. Mergeam la rugăciune, veneam la să ne îmbărbătăm, să ne zidim. Pentru că asta face dragostea, frații mei, până la urmă. Ei, Iisus când a văzut că ucenicii au certat, pe cei ce au duceau, au spus, lăsați copilașii să vină la mine. Apoi spune că i-a luat în brațe, frații mei, să luăm în brațe pe toți, nu pe cine vrem și pe cine nu. I-a luat în brațe, punându-și mâinile peste ei și i-a binecuvântat, lăudat să fie Domnul. Ce-a făcut Iisus? I-a binecuvântat cerându-și binecuvântarea peste copilaș, lăudat să fie Domnul. No, acum, noi, frații, o să ceară binecuvântarea. Dar vreau să spun că binecuvântarea rămâne dacă părinții o să ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Atâta rămâne binecuvântarea, frații mei, și cere frații binecuvântarea, că tinerii aceștia, noi avem datoria să le vorbim despre Dumnezeu. Ne avem datoria să le sfătuim. Ne avem datoria ca fiecare om să înțeleagă ce ai ce în viața aceasta, frații mei. Pentru că viața aceasta, știi ce este? Azi ești și mâine nu mai ești. Știi ce ești? Doar trudă și durere, ne spune Psalmul 90. Te zbați, te lupți și la urmă simți că ești gol. Gol. Lăudat să fie Domnul. Așa că ei trebuie să înțeleagă dacă fetița lor, când o să crească mare, să vină în casa Domnului. Să crească în casa Domnului. Acum ei trebuie să aleagă dacă vrei să-L primească pe Iisus. Pentru că mai devreme sau mai târziu, vreau să vă spun, ei trebuie să se împace cu Dumnezeu. Pentru că rugăciunea mare, rugăciunea tatei, ajunge până la tronul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să lucreze. Amin. Haideți să vă legăm cu picioare. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și ați avut răbdare. Domnul să vă binecuvânteze. Alții se face suferință, alții stau în alte le părți, numai Dumnezeu le cunoaște. Amin. Dar noi dacă suntem în locul acesta, mulțumim Domnului. Pentru că nu prin meritele noastre suntem în locul acesta. Ce prin meritul Lui slăvit să-i fie numele Lui. De-aia, dragii mei, frați și surori, vrem să vorbim de această binecuvântare. Pentru că aceea avem o binecuvântare și noi trebuie să vorbim despre ea. Slăvit să fie Domnul. Frații au vorbit foarte frumos de această binecuvântare. Dar cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a spus și fratele Sami, noi trebuie să ne aducem la cunoștință, la oameni să înțeleagă această binecuvântare slăvit să fie Domnul. Și vreau să dau citire la un verset din Ezechia, capitolul 3, de la versetul 17. Și uite ce spune aici omului Dumnezeu. Fiul omului, te-am pus păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i științezi din partea mea. Auzi? Ce trebuie să facem noi? Să-i științăm pe oameni, să le aducem la cunoștință de această binecuvântare, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Și vreau să vorbesc în câteva minute despre această binecuvântare, să vedeți cum oamenii primesc binecuvântarea slăvit să fie numele Domnului. Nu zic eu că nu e așa aceasta binecuvântare când Dumnezeu te binecuvântează cu o mașină, te binecuvântează cu o casă, te binecuvântează cu o familie sănătoasă, te binecuvântează cu o soție sănătoasă și aceasta este o binecuvântare de la Dumnezeu. Dar eu vrem să vorbim despre binecuvântarea în care trebuie să aibă un creștin al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceasta vreau să dau citire, să vedeți despre un om care a avut binecuvântarea. Și acesta este omul care a spus Domnul Dumnezeu, Avram. Vreau să vorbesc câteva gânduri despre acest om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu știu nimeni despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu
atunci când ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvântează. Și vreau să vă aduc biblic. Nu vreau să vorbesc de la mine, să vedeți că Dumnezeu numai așa binecuvântează. Dacă asculți de Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Și vreau să dau citire, să vedeți, în Geneza, capitolul 12, câteva cuvinte, dragii mei, să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Și uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 12, vreau să dau citire de la versetul 1 până la versetul 5. Și spune așa, Domnul zise lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Auziți? Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un neam mare și vei fi o binecuvântare slăvit să fie Domnul. Voi binecuvânta pe cei ce te vor blestema, auzi că blestemul, dacă ești un om binecuvântat, nu se prinde de tine. Pentru că ești binecuvântat de Dumnezeu. Amin. Blestemul acela va cădea pe persoana respectivă, că tu ești omul binecuvântat de Dumnezeu. Atunci când oamenii vrea să-ți facă rău, răul acela nu vine împotriva ta. De ce? Că tu ești omul binecuvântat de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Vei fi binecuvântat pe cei ce te vor blestema și vor fi blestem pentru cei ce te vor blestema. Vor fi binecuvântați în tine. Și au ce spune. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sara, pe nevastă sa și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toată averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Și aici vreau să ajung. A plecat în țara Canaan și a ajuns în țara Canaan. Ce vrea să spună Dumnezeu? Prin lucrurile acestea, dragii mei, frați și surori, Dumnezeu i-a promis la Avram, așa cum i-a promis și nouă. Și a spus așa, mă duc să vă pregătesc, spune, un loc, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este condiționat locul acesta. Dacă noi ascultăm de Dumnezeu și facem ceea ce spune El, vom ajunge în locul acela. Dacă nu, nu vom ajunge. Așa cum a spus la Avram, Avram, ești din țara ta, din rudenia ta și te voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Și spune cuvântul lui Dumnezeu cu Avram, a ajuns acolo, în țara aceasta, slăvit să fie Domnul. Și noi vrem ca cu toții să ajungem în țara în care Dumnezeu ne-a dus să ne pregătească un loc, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Și hai să vedeți, mergem până în Deuteronom, capitolul 28, să vedeți acolo ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Și vreau să vorbesc câteva gânduri despre aceste lucruri, dragii mei, frați și surori. Și spune așa, omul binecuvântat se cunoaște în orice situație. Deci un om binecuvântat, dragii mei, se cunoaște în orice situație. Și prima situație care este, știi ce trebuie să faci? Tu trebuie ca un om binecuvântat, spune așa, trebuie primul rând să ai o relație cu cine? Cu Dumnezeu. Păi dacă n-ai o relație cu Dumnezeu, n-ai o împărtășire cu Dumnezeu, cum poți să spui că tu ești un om binecuvântat? Când tu nu ai o relație cu Dumnezeu, n-ai o împărtășire cu Dumnezeu, nu te apropii de Dumnezeu și tu spui că ești un om binecuvântat. Biblia spune că e greșit lucrul acesta. Trebuie să înțelegem care este binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. Și vine cuvântul lui Dumnezeu din Deuteronom, capitolul 28 și spune așa. Prima condiție, verset 1. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzând și împlinind toate poruncile Lui, pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeu tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurile de pe pământ.
Ce este? Prima condiție. Prima condiție care ne-o pune Dumnezeu, trebuie ce să facem? Să ascultăm de Dumnezeu nostru, dragii mei, dacă vrem să avem această binecuvântare. Și uite ce spune? Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și spune, dacă, auzi? Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, vei fi binecuvântat în cetate, vei fi binecuvântat la când? Vei fi binecuvântat, va spune oamenii din cetate. Într-adevăr, ăsta-i omului Dumnezeu. Ăsta-i un om binecuvântat în cetatea asta. Ăsta-i un om binecuvântat la timp. În călătoria ta, la munca ta, tu vei fi un om binecuvântat de Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Dacă o condiție, dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Lui Cel Sfânt. Și spune cuvântul Domnului, dragii mei, frați și surori. Și omul lui Dumnezeu Avram ar fi foarte mult de vorbit. Dar vreau să mă limitez la câteva gânduri. O relație cu Dumnezeu. Și spune, este condiționată binecuvântarea. Cum? Păi dacă nu mai ai o relație cu Dumnezeu, nu te împiești cu Dumnezeu, nu-L slujești pe Dumnezeu, până o marcă este condiționată. Dar atunci și când tu te apropii de Dumnezeu, îl slujești pe Dumnezeu, îi respecti poruncile Lui, Dumnezeu aduce ce? Binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. Și uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, frați și surori. Are o bună legătură, spune că Avram a spus așa. Primul punct. Are o bună legătură, părtășie cu Domnul, zidește altare, aduce jertfe pentru tot poporul, slăvit să fie Domnul. Ce-a făcut Avram? Ca să fie binecuvântat, primul rând, ce-a făcut? O dus jertfe înaintea lui Dumnezeu. O făcut ce? Altar înaintea lui Dumnezeu. Mai aducem noi jertfe înaintea lui Dumnezeu. Mai facem noi altare în căsele noastre. Sau vin numai în prezența lui Dumnezeu. Că oricum Dumnezeu ne cunoaște. Cum vinim în prezența Lui. Slăvit să fie Domnul. Dacă ești un om binecuvântat, primul rând trebuie în casa ta să faci ce? Altar de rugăciune. Să recunoști pe Dumnezeul tău că El te-a scos din țara aceasta și să te ducă într-o țară sfântă, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Prima condiție, lăudat să fie numele Lui Cel Sfânt. A doilea, dă partea cuvenită Domnului, dă zăcioane din toate lucrurile Lui. Îți mai dai tu partea cuvenită Domnului? Și vreau să vă aduc la cunoștință și mergem și să citim Biblia, pentru că poate spuneți că vorbesc de la mine. Geneza, capitolul 14, la versetul 20. Să vedem ce spune Avram. Lăudat să fie numele Domnului, dragii mei. Capitolul 14, de la versetul 20. Și spune așa. Binecuvântat să fie Dumnezeul, spune ăsta de Avram. Binecuvântat să fie Dumnezeul, celul preanalt care a dat pe vrăjmașii mei în mâinile mele tale. Și Avram i-a adus zecileală din toate, slăvit să fie Domnul. Ce-a făcut Avram? I-a adus zecileală din totul. La minune ce cere Dumnezeu, chiar așa. Bată și cum? Să ne vadă inimile când venim și în prezența lui Dumnezeu și la coletă, mai văd pe mult. Domnul să ne binecuvânteze. Cu leu. Haideți-vă, fraților, să nu mai dăm la Dumnezeu leu. Hai să dăm la Dumnezeu din toată inima, că ceea ce dai, pentru Dumnezeu dai. Să dăm la Dumnezeu, dragii mei, frați și surori. Nu îi băgăm în buzunar și dăm la Dumnezeu un leu. Dumnezeu nostru e un leu, care ne-a binecuvântat cu sănătate, ne-a binecuvântat cu putere. Dumnezeu nostru are valoare, slăvit să fie numele Lui. Și noi nu-L prețuim pe Dumnezeu cu un leu. Noi prețuim pe Dumnezeu că e mare. Și ne dă putere, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Asta e condiția, dragii mei, ca un om să fie binecuvântat și respectă pe Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui Cel Sfânt. Și al treilea punct. Împlinește imediat tot ce Dumnezeu îi spuse, tăiarea împrejur. Deci, împlinit o făgăduință care Dumnezeu i-a dat-o. Avram, vedeți că fiecare om de parte bărbătească să fie tăiat cu împrejur.
Și Avram ce-a făcut? Nu l-a băgat în seamă pe Dumnezeu. A ascultat de Dumnezeu, dragii mei, și-a împlinit în ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și automat a dus copiii de parte bărbătească și au tăiat împrejur. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. De asta l-a numit prietenul lui Dumnezeu pe Avram. Pentru că a fost un om care a ascultat de Dumnezeu. Știți că atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Moise, asta și m-am gândit, mult s-a luptat Dumnezeu pentru el, să-l primată să scoată poporul din Egipt. Și după ce l-au convins să meargă să scoată poporul din Egipt, el a făcut un lucru care a fost neplăcut la Dumnezeu. A uitat ceva. Și Dumnezeu a trimis îngerul să-l omoare. L-a trimis pe înger. Cum, Doamne, Tu mă trimis să scot poporul din Israel? Și după aia trimis îngerul să mă omoare. De ce? Pentru că acolo a fost un vrăjmaș în care Dumnezeu nu a putut să lucre. Cum să spui că e vrăjmaș copilul lui? Exact. O uita să-l taie împrejur, dar Sefora, femeia lui înțeleacă, care a cunoscut legea lui Dumnezeu, și nouă, și femeile noastre, trebuie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și legea aceasta, dacă vrei să ai binecuvântare. Nu să ne intereseze numai de lucruri, alte lucruri. Să ne intereseze mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrem să avem binecuvântare și să mergem așa binecuvântați de Dumnezeu. Și e femeie înțeleată, o luat o piatră, o luat pruncul și o tăiat prupuțul și l-o salvat pe Moise. I-o salvat viața. Slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Femeia ta poate să salveze viața căsiere, bărbatului ei, vecinii. Slăvit să fie Domnul. Să vadă că este lumină în cetate, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Ar fi unice, dragii mei, așa cum am spus, din cuvântul lui Dumnezeu, să vorbim despre această binecuvântare și vreau numai să vă le aduc la cunoștință, nu o să vorbesc, că timpul înaintat și spune așa, dacă vrei să fii un om binecuvântat, trebuie să fii în relația lui cu semenii. Cum stai în relația cu semenii? În relația cu familia? În relația cu dușmanii? Ar fi multe de vorbit despre binecuvântare. Foarte mult! Cum stai în relația cu vecinii? Cum stai în relația cu dușmanii? Deci tu care ești om al lui Dumnezeu, tu nu trebuie să ai ură pe aproapele tău. Tu trebuie să dai dovadă că ești un om binecuvântat de Dumnezeu. Cel ce aruncă cu petre în tine, tu să arunci cu ce? Cu pâine. Să vadă. Ăsta e omul lui Dumnezeu. Binecuvântat de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. De asta, dragii mei, noi trebuie să fim cum? Treji. Și vegheator. Că vrăjmașul să știi că dă târcoare. Iar așa mai ești treaz în biserică. Dar dacă nu veghezi, e o problemă. Am mai spus-o. Mergem cu mașina, nu? Suntem treji. Dar dacă nu stăm la stop și nu veghem, vine și ne lovește. De ce? Că n-am vegheat. Iar așa mai ești treaz. Dacă nu veghezi la ceea ce Dumnezeu ne vorbește, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Foarte important să ascultăm de Dumnezeu dacă vrem ca binecuvântarea Domnului să rămână peste noi, dragii mei. Am spus, este condiționată și trebuie să vă amintim de lucrurile acestea. De aceea am început din Ezechia. Fii omului, fii treaz și veghează. Te-a pus străjer peste casa lui Dumnezeu. Adune la cunoștință la oameni să cunoască toate lucrurile acestea și vei fi nevinovat dacă ei nu vor asculta. Și ce spune doi cronici și din ce a murit Saul din pricina neascultării lui. Că Dumnezeu a avut îndurare de el. Doi ani o stat lângă Dumnezeu și Dumnezeu a fost cu el și a propășit. Și a învins războaie. După ce s-a depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu nu a mai fost cu el. Și timp de 38 de ani, mâna lui Dumnezeu a păsat peste el. De nu și-o dat seama. Dumnezeu a avut răbdare după el 38 de ani să se pocăiască și el nu s-a pocăit. Până Dumnezeu l-a dus. Să ne ferească Dumnezeu. Că noi să aducem la cunoștință toate lucrurile acestea oamenilor, ca să înțeleagă despre această binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Rămân la cuvintele acestea și fratele și fratele, cum a spus, va veni să citim cuvântul Domnului, după care să putem să facem și lucrarea aceasta, o lucrare care Dumnezeu nu ceară. Așa cum a spus și fratele Florin,
binecuvântare, dragi mei, frați și surori, nu o dă noi. Noi suntem niște slujitori al lui Dumnezeu. Și cine dă binecuvântarea? Am citit și acum Dumnezeu, prin urma cuvântului. Și vreau să vă citesc un verset, așa cum o spun și fratele Dorin, din Marcu, capitolul 10, să vedeți cine dă binecuvântarea. Noi suntem niște slujitori care Dumnezeu ne-a învrednicit de această lucrare, dar binecuvântarea o dă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și spune așa, Marcu, capitolul 10, de la versetul 13. I-a adus niște copilași ca să atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce-i aduceau. Auzi? Îi certau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mirat și i-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Căci împărăția lui Dumnezeu este ca acelor ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca niște copilași, cu niciun chip nu va intra în ea. Și acolo ne trimite cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 20. Acolo îi vorbește despre oamenii care să fie la minte ca copii și la răutate. Mă înțelegi? Ca să aduc o claritate cuvântului Dumnezeu. Și apoi spune așa. Apoi i-a luat în brață și i-a binecuvântat. Și i-a binecuvântat. Hristos! Slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt! I-a luat în brață și i-a binecuvântat. Punându-și mâinile peste ei, slăvit să fie Domnul. Cine dă binecuvântarea? Dumnezeu dă binecuvântarea. În urma ascultării de Dumnezeu, atunci vine binecuvântarea peste noi, dragii mei, frați și surori. Când ascultăm de Dumnezeu, Domnul se binecuvânteze și face știe, Dumnezeu l-a pus în inimă să aducă acest copilaș înainte lui Dumnezeu. A făcut un lucru minunat. Pentru că din ce se ducă la pop? Din ce? Se aduc aici să-i binecuvânteze Dumnezeu. Amin. Și la vreme potrivit, eu cred că Dumnezeul meu îi va cerceta inimile lor și vor veni și ei în casa lui Dumnezeu. Amin. Și vor sluji pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Și păcătosul ce să facă? Să se întoarcă la Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-l mântuiască, slăvit să fie Domnul. Amin. Rămân aceste cuvinte și vreau cu fratele Sami să vină să citească. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului de biserică. Înainte de a citi cuvântul lui Dumnezeu, vreau să le spun doar atât. Domnul să-mi binecuvânteze pe fratele negru, minunat, cuvinte. Vreau doar să le spun că ei sunt oameni pe care Dumnezeu îi iubește. Amin. Conform Bibliei, Psalmul 127, versetul 3, spune așa. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată, dată de el slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Dar uitați, ferice de omul care își umple torba de săgețul ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Voi sunteți oameni iubiți de Dumnezeu, că Domnul va binecuvânta cu copiii. Mulți ar dori să aibă și nu pot. Eu știu pe propria mea experiență, câtă vreme nu am avut, am fost așa. Era și rușine și așa mai departe. Dar Dumnezeu binecuvântează pe cei care îi iubește. De aceea uitați acum ce spune Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Să nu uitați lucrul acesta. Să mergeți cu gândul acesta ca asta. Ferice de oricine se teme de Domnul. Voi trebuie să vă temeți de Domnul și umblă pe căile Lui. Până acum ați umblat pe căile care ați vrut voi. Ați făcut ce ați vrut voi. Dar Dumnezeu v-a vorbit în ziua de astăzi că trebuie să vă toarceți la Dumnezeu. Căci atunci te bucuri tu ca și tată și tu ca și mamă. Te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Vreți să vă meargă bine? Amin. Nu uitați că trebuie să slujiți pe Dumnezeu. Deci ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și dacă te temi de Domnul, atunci știi ce faci? Ascult, așa cum spunea fratele. Și Domnul să vă ajute să puteți să ascultați de Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Vreau să citesc și de acolo din Marcu, capitolul 10, nu mai citesc, citim din Numeri, capitolul 6, cu versetul 28, și apoi fratele negru va lua fetița în brațe și se va ruga pentru ea și Dumnezeu să-L lase binecuvântarea Lui peste ea. Dumnezeu să-L lase binecuvântarea Lui peste această familie. Amin. Dumnezeu să-L lase binecuvântarea peste toți tinerii, amin, care și aduc copiii la binecuvântare. Pentru că preoții ortodoxi nu fac binecuvântare, ci ei fac scufundare, fac botez. Și
noi știm că nu are nicio valoare un botez atâta vreme cum nu se face pe baza mărturiei a unui cuget curat, iubiții mei. Și Dumnezeu să le binecuvânteze că au ales să aducă copilul la binecuvântare. Eu voi citi cuvântul lui Dumnezeu și atunci vreau să vă uit aici când veți auzi numele de Ștefania Alexandra, dacă sunteți de acord, să spunem cu toți un da din toată inima, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Ștefania Alexandra. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Ștefania Alexandra. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Ștefania Alexandra. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Tată Dumnezeul păcii și al îndurării, mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru această copilaș, Doamne Dumnezeul meu, te rog, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne Dumnezeule, mintea ei, Doamne, ca mintea ei, Doamne, să fie o minte înțeleaptă, Doamne Dumnezeul meu, te rog, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi ochișorii ei, Doamne, Tată Iisuse și Duhule cel Sfânt, ca ochișorii ei, Doamne, când va crește mare, Doamne Dumnezeul meu, să privească în căile tale, Stăpâne Tată. Te rog, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi gurița ei, Doamne Dumnezeu meu. Atunci când va crește mare, Doamne, să mărturisească despre Tine, că Tu ai binecuvântat-o, Doamne. Te rog, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi mânuțele ei, Doamne. Atunci când va crește mare, Doamne Dumnezeu meu, să lucreze ceva bun pentru Tine, Stăpâne Tată. Te rog ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne, piciorușele ei, Doamne, atunci când va crește mare, Doamne, Dumnezeul meu, să umble mult, Doamne, în căile tale, Stăpâne Tată, Iisuse. Te rog să-i binecuvântezi tot trupul ei, Doamne, Dumnezeul meu, Doamne. Te rog, Doamne, ca Tu să o lași ca o binecuvântare pentru părinții ei, Doamne, Dumnezeul meu. Îmi îndrept rugăciune spre mama ei, Doamne, Dumnezeul meu. Te rog, Doamne, ca Tu să o binecuvântezi, Doamne, Dumnezeul meu. Te rog, Doamne, dacă la naștere, când au dus-o pe lumea aceasta, o murmurat, Doamne, te rog, iară-te, Doamne. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, ca Tu să o binecuvântezi, Doamne, Dumnezeul meu. Să dai înțelepciune, Doamne, și putere de muncă, să câștige familie, Doamne, Dumnezeul meu. Te rog, Doamne, ca Tu, Doamne, să-L faci un tată înțelept, Doamne, Dumnezeule, și priceput, Doamne, că binecuvântarea care va veni peste ei este condiționată. Dacă ei se vor întoarce la Tine, Doamne, te rog, ce recitează, Doamne, în acesta, Doamne, ca ei la vreme potrivită să Te primească ca Domn și Mântuitor în viețile lor, Doamne. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, mă rog și pentru bunicilor, Doamne, pentru fratele Daniel și pentru sora, Doamne. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, dă-le putere și înțelepciune, Doamne. Amin. Ei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu să le îndrepte, Doamne, Dumnezeule, spre adevărata cale, care este Iisus Hristos. Ca și spun eu, sunt calea, adevărul și viața. Și eu cred că fratele Daniel și cu sora vor face lucrul acesta, pentru că ei sunt familia lui Dumnezeu. Dar știu că mândurile tale continuare vor fi peste ea. Tată Iisuse și Duhule cel Sfânt, îți mulțumesc în numele Lui. Doamne, Tată Sfânt din ceruri, calitatea de slujitor al Tău, Doamne, Dumnezeu. Vocea mea se îndreaptă spre Tine, Doamne, Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeu, de plină binecuvântarea Ta din ziua de astăzi, care beneficiem cu toți, Doamne.
în brațele mele, Doamne Dumnezeule, și toată atenția se îndreaptă spre Ștefania Alexandra, Doamne. Doamne, te rog în bunătatea ta cea sfântă, privește tu cu ochii tăi de milă peste ea. Amin. Doamne, te rog din toată inima, lasă binecuvântarea ta peste ea. Te rog să-i binecuvântezi căpușorul ei, Doamne Dumnezeule. Amin. Să-i dai minte înțeleaptă, Doamne Dumnezeule. Te rog, Doamne, când va crește mare, fă-o să te iubească din toată inima. Amin. Fă-o, Doamne Dumnezeule, să te aleagă pe tine ca Domn și Stăpânitor. Amin. Pe Ștefania Alexandra, Doamne. O, Doamne Dumnezeule, și mânuțele ei, mă rog, pentru ele, Doamne Dumnezeule. Dă-i putere ca totdeauna, Doamne Dumnezeule, să facă lucruri bune cu ele, Doamne Dumnezeule. Totdeauna să știe, Doamne, frica de Tine, Doamne, Tată Sfânt din ceruri. Binecuvântează-i, Doamne, piciorușele ei. Amin. Ajută-o, Doamne Dumnezeule, când va crește mare, Doamne, să umble în căile Tale, să vină la adunare, Doamne, să Te iubească, Doamne Dumnezeu, slave. Te rog, binecuvântează-i toate organele ei, Iisuse Dumnezeu. Binecuvântează-i întreg trupul ei, Doamne, te rog. Binecuvântează viața ei, Doamne. Binecuvântează-i creșterea ei, Doamne. Și dă-i o creștere normală, Doamne Dumnezeule. Să fie sănătoasă, Doamne, până la sfârșitul vieții ei, Doamne. Îți mulțumesc că ai binecuvântat-o. Te laudă sufletul meu și te binecuvântează, Tatăl Sfânt. Noi mai mult nu putem face decât să ne rugăm din toată inima noastră, Doamne, să Te cerem pe Tine ca și binecuvântare peste viața ei. Amin. Și eu cred că ai binecuvântat-o și de aceea îți mulțumesc, Doamne. Te rog, binecuvântează-o și pe mama ei, Doamne. Amin. Te rog, Doamne Dumnezeule, dacă a rămas ceva bolnav în trupul ei, Doamne, la nașterea fetiței lor, Ștefania Alexandra, Te rog, Doamne, binecuvântează-o cu sănătate. Amin. Dă-i sănătate, Iisuse Dumnezeule. Sensibilizează-i mintea ei, Doamne. Să știe că trebuie să vină să Te slujească, Doamne. Mă rog și pentru tatăl ei, Doamne Dumnezeule. El este capul familiei. Ajută-l, Doamne, să-și ia această responsabilitate. Amin. Să știe că de el depinde dacă familia lui va merge bine sau nu, Doamne, Tatăl Sfânt din Cerul. Pentru că Tu așa ai spus prin cuvântul Tău ce spun. Că bărbatul este capul familiei, Doamne, și Tu ești capul nostru a tuturora, Doamne. Noi la Tine ne închinăm, Doamne, și Te rugăm acum, binecuvântează-l cu sănătate, dă-i putere să vină, Doamne Iisuse, înaintea Ta, Doamne, să-și crească fetița, Doamne, frică și temere de Tine, Doamne. Dă-i putere să-și câștige pâinea la familia lui, Doamne, Dumnezeule. Și niciodată, Doamne, să nu se mai despartă, Doamne, niciodată, Doamne, să rămână în unitate, Doamne, Dumnezeule, ca și familie, Doamne, binecuvântează-le familia. Binecuvântează Iisuse Dumnezeule și bunicilor, și dintr-o parte și din alta, Doamne Dumnezeule. Amin. Te rog-o, Doamne Dumnezeule, ajută-le, Doamne, cu toții să Te slujească, să Te urmeze, Doamne Dumnezeule. Te rog să le binecuvântezi tot neamul lor și binecuvântează, Doamne, toată biserica. Îți mulțumesc pentru toate. Te laudă sufletul meu și Te binecuvântează de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Pentru lucrarea aceasta, frate Daniel, mulțumește Domnului și tu, Soralină, Domnul, pentru că voi sunteți oameni care, cu siguranță, îl cunoașteți pe Dumnezeu, de aceea mulțumim Domnului pentru această binecuvântare. Să-ți mulțumesc că ne-ai făcut copiii, Tău, Doamne, și Evanghelie.
Fetele vă să nu am treabă, nu am. Urmează apă Rebecca. Da? Păi da. Bineînțeles. Ai zis. Dar și partea noastră frumoasă de cântat. Ce dacă vă să... Binecuvântă localul acesta în care cu ajutorul tău de tată am putut să intrăm. Te rog, ajută-ne și fii călăuza noastră, fii adăpostul, Doamne. Binecuvântă aceste daruri de mâncare care Tu le-ai hotărât pentru ființele noastre. Binecuvântă pe cei ce au făcut aceste daruri de mâncare, Doamne. Răsplătește-le cu viață veșnică. O, Doamne, te rog, binecuvântă ocazia aceasta cu care am venit înaintea Ta. Te rog, fii călăuza noastră, fii adăpostul nostru, fii ocrotirea noastră și lasă binecuvântarea Ta peste ființele noastre. De aceea ne predăm în brațul Tău și te rugăm, fii cu noi de acum și până în veci de veci. Amin. Poftă mare. Poftă bună la masă. Căci vremea este așa de grea, ține-ne mâna Ta. Nu știm, Doamne, ce va fi vremurile ce vrem. Dar o fi să fim noi la ce zi.
face vizor când ai halit, dar n-ai văzut tu. Vă primesc pe nepotul pe Simon Khan. De grijă mi-ai pus.
grijă mi-ai purtat și viață tu mi-ai dat. Cum să nu te laud, Doamne, pentru mine ce-ai făcut? Mi-ai dat binecuvântarea ce-o doresc atât de luminează a mea viață.
multă viață. Domnul a fost de partea ta. Și când spuneai că nu mai pot, El ți-a fost alături de-a mea. Prin câte n-ai trecut în viață, Domnul a fost de partea ta. Și când spuneai că nu mai pot, Domnul a fost de partea ta. Numai Domnul e cu tine, El te ajută că nu pot. Vâneca și strâmbtorare, El ți-a fost un ajutor. Numai Domnul e cu tine, te ajută că ți-e greu. Domnul să binecuvânteze
copilul acesta care astăzi Domnul a lăsat binecuvântare peste. Să vă mulțumim.